sunt Sniper și în acest episod, cum am zis data trecută, o să punem sultanul ăsta să-l facem RS și hai să vedem ce iese. E pe el. Karin Sultan Sports. Este și sultan normal, mă rog. Bă, prima dată vreau să văd dacă chiar merge engine. Bun, hai să ieșim un pic afară. Să vedem cum sună. Nu sună. Nu e ăla. Sunetul ăla, poate și de la eșapament, stai să vedem. Sunetul ăla, așa. Dacă știți cum zic. Mortul cu iar de 200. Exhaust. Mamă! Da, acum hai să vedem. Nu, e tot sunetul ăla de Xerogas. E tot sunetul ăla de injecție. E, nu, chiar, nu-i sunetul ăla de injecție, sunetul normal de mașină, e sport, pula mea. Hai să ne după ce modificăm tot. Armură. Brakes. Bumper. What the fuck? Așa sau așa? Așa, clar. Spate. That is fresh to death. Engine exhaust, e un bun explozibil. Good. Clar, fibra de carbon, ce bani arată. Aici asta. Neon layout ăsta. Și color-ul. Nu m-am gândit ce culoare să fac. Hai că un neonul după. Ce mă, ies ce dracu ce culoare fac. Ce nu mă. Back. Asta e, asigurarea pe noi scumpă. Lights-urile. Bun, ăsta. Bun. Roll cage, normal. Respray. Primary color. Mată. Wow! Ce blană arată. Bă, galbenul ăsta arată mișto. Midnight purple. Yellow. Aia. Și secondary tot mat. Și wow. The fuck. Dark blue. Nu. Black. Ăla gri. Și fac genul ca să meargă cu hood-ul. Ia să văd ce mai este. Ăta galbenă, ne. N-ai purple. Hai că pun black. Bun. Cu emblem. Du-te, dracu, că nu-mi place. Vreau pe ușă, dacă tot o pune, da? Bun, roll cage roof. Sun strip, să mor tu. Onion. Skirts. All dressed up and nowhere to go. Clar. Suspensii. Clar. Transmisie. Ah, asta poate că mai era. Wheels. All type. Clar. Sport. Stock. Că le mai modific. Asta ce avea? Așa. Stock. Ăstea arată fain. Sau ăstea. Îmi plac de alea băgate înăuntru. O, că se ras blocate. Încă nu le am. Astea. Yeah, that's what I'm talking about. Bun. Well color. Wow, ce fain arată pe negru. Carbon black.
pe roșu. Chiar. Astea sunt cuiate. Black. Tire design. Punem. Nu pun pișeturi de alea. Mă, stai mă, tire. Ce, bulletproof-uri. Aia. Am băgat ceva banii, ia. Window-uri. Bun. Bun, cam asta e. Hai să, hai să facem un test. Bă, am uitat neonele, mă. Of. Hood, exhaust, lights, neon, color. Punem yellow, nu? La orange. Hai să vedem ce ar mai merge. Hai, electric blue ăsta. Yes, I'm fucking sure. Hai să-i dăm bici un pic. Da, nu sună ca Sultan RS. Deși e Sultan RS, că uite, mi-am pus. Ha, se pare că e Sultanul ăsta, sport. Eu scoatem Sultan RS. Hai să văd. Știu unde îi dăm niște șpan. Stați așa, unde e? Bingo. Aici trebuie să ajungem. Asta ce infernus. Mă, nu scoate sunetul ăla, mă, ca în GTA 4. Când schimbă vitezele. Stai, ho, 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 ho. Ua! Bă, tu-s familia, băi. Mai merg farurile. Cam asta ar fi modul în care faci un sultan normal, Sultan RS. Mă, să gândesc cum fut-o, că nu așa îmi bat palme. Dar cam asta e, cam așa arăta și în GTA 4, știți? Na, aici pot să-i dau o blană. Ne uităm pe kilometraj. Dar kilometrajul ăsta nu e foarte bun, că de ce? De mile, nu ca cred. Ce șpanu-i? Nu prinde așa multă viteză asta. Faceți-vă la ei, țiganii! Bun, ești mere blană, hai să-i dau un pic, e șpan și pe aici. Pe munte. Hai la, nu-i dau șpană în munte. Ha? What the fuck? LOL! Ce-o puțin mașina asta? Băi, scapă gaz, ce dracu! Băi, ce dracu, bă! Trebuie să mă întorc cu ea pe drum. Băi! Și dracu. Era de la radio? LOL. N-am era oprit radio, mă rog. Merge fain și pe nisip. Nu, 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 lovi. Deci chestia asta mi-a plăcut și la jocul ăsta și la Mafia. Să murdăresc mașinile. În sfârșit, un joc în care treci într-un moloz și să murdăresc mașinile. Nu, dar știu că mere. Poate nu trebuie să-i pun și suspensii. Aici. Acum nu mai facem, mă rog. Nu am alăși, ne parchează mașinile. Iuuuui! Ah, era inevitabil.
Mamă, ce molozi aici. Ei, viață. Bun, stați așa, hai să ne ducem la garaj și să o băgăm în garaj. Unde mă bagă ăsta? Wow. Ăsta nu e Sherman Dam. Era în San Andreas, sunt și eu la mai oare. Wow. Bun, deci am făcut un sultan RS dintr-un sultan normal. E bine. Și dacă este și sultan normal, nu știu, poate nu e așa RS-ul, dar... Oricum, arată blană, așa se plăcut foarte mult în GTA. În ăsta, în GTA 4. Și, practic, basically arată ca o mașină de... off-road, cursele de off-road. Mamă, treacă jos. O să mai încerc să găsesc un futo undeva. La viteză mare îmi face un pit. Fucking piece of shit. Da, pana mea. Bine. E ok. Nu comprende. Vedeți cum îmi face la lideți mai mare prin oraș. În schimb, prin afară merge foarte bine, nu știu. Hai, hai, mișcați-vă. Nu mai am un far. Nu-i ba. Ce ceață e afară, băi, o vreme de aia e căcat. Bun, aici ce mașină am ceva. Păi și cam asta a fost și cu episodul de azi. Deci așa faceți un sultan dintr-un sultan, un sultan RS dintr-un sultan normal. Și ne vedem la episodul următor, pa!